cum o sfințești pe locul ăsta, e clar. Să aplică și la medicină, fapt, treaba asta. Așa este. Sunt cabinete care arată foarte bine la țară. Mergeți la doctorul Coșovanu, la Avrămeni, să vedeți cum are papuci la intrare, aranjat, și la țară. Mergeți la doctorița Bârliga, la Roma, să vedeți cum arată. Și ce investiții și-au făcut. Bine, ei și-au cumpărat, e adevărat. Dar sunt și alții, la Leu, dar nu și-au cumpărat. O să-l cumpere, dacă o să-l cumpere, dacă nu, nu, o să plătească chirii. E clar că viața lui și activitatea lui se va petrece în acel cabinet. Trebuie să investești, să trăiești omenește, nu? Așa că nu depinde neapărat de asta, de primărie. Nu, dar depinde și de asta. Că depinde și cum te înțelegi cu primarul. De exemplu, la Frumușica sau la Flămânzi, eu tot timpul îi confund astea două, doctorul Bogdan a preferat să nu investească în cabinetul care i-a dat primăria, să-și facă el un alt cabinet privat, un apartament privat care l-a avut. Nu știu dacă e corect sau nu e corect treaba asta. Adică, deci și-a făcut un cabinet până la urmă. Dacă a vrut să investească și să-și facă ceva, nu în cel care i-a dat primăria. Cine vrea să facă ceva, poate să facă. Fără nicio problemă, că nu-l oprește nimeni.